Albi-violeții au ratat nepermis de mult în meciul de la Mediaș cu FC Hermannstadt. Argeșenii au făcut greșeli mari pe faza defensivă, iar sibienii au speculat la maximum aceste erori, reușind să marcheze 4 goluri, 3 dintre acestea cu largul concurs al portarului Alexandru Greab, care a fost de nerecunoscut. Pe faza ofensivă, Ionuț Șerban, Cristi Dumitru și Sefas Malele nu l-au putut învinge pe portarul gazdelor Cristiano Figueiredo din poziții de 1-1. FC Argeș a deschis scorul în minutul 24 dintr-un penalti transformat de Malele din a doua încercare, însă ardelenii au restabilit egalitatea până la pauză prin Iazalde. Același Iazalde a realizat dubla la puțin timp după pauză, profitând de o nouă gafă a lui Grab și a unei greșeli de plasament a lui Mușat. Hermannstadt a marcat golul 3 prin Osman, care l-a executat pe Greab ieșit în întâmpinare cu o scăriță de manual. Mățel a stabilit scorul final în ultimul minut de prelungire al meciului cu o execuție perfectă din lovitură liberă de la 20 de metri. Cu cele 3 puncte câștigate, FC Hermannstadt a rămas tot pe locul 15 al ierarhiei, dar a ajuns la 26 de puncte, cu unul mai puțin decât Dinamo, formație aflată pe loc de baraj. În urma acestui eșec, FC Argeș a căzut pe locul 8 al clasamentului, cu 37 de puncte acumulate în 29 de etape, cu 4 mai puțin decât Academica Clinceni, ocupanta locului 5, ratând astfel play-off-ul.